Noi locuri de muncă în Mehedin sunt puse la dispoziția celor interesați. Începând de astăzi, 146 de locuri sunt vacante, iar șomerii și persoanele interesate pot consulta mai multe oferte la sediile agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă din Mehedinți. De la începutul anului, numărul celor care au beneficiat de asistență din partea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți a fost într-o continuă creștere. În ceea ce privește ofertele de serviciu, există un număr de 146 de locuri de muncă vacante. Șomerii pot consulta aceste oferte la sediile Agențiilor Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți. Administrator imobile 1 loc, ajutor de bucătar 6, ajutor de ospătar 2, bucătar șef 1, bucătar 4, barman 5, casier 2, coafor 1 loc, consilier juridic 1, cameristă 2, confecționer îmbrăcăminte 4, dulgher 6, dispecer 5, electrician 1 loc, frizer 3, femeie de serviciu 9, fierar betonist 3, finisori interioare 5, gestionar depozit 1, instalator sanitar 4, lucrător pe autocompactor 1, mașinist ifronist 1, muncitor necalificat pentru sudură 2, muncitor necalificat pentru vopsitorie 3, muncitor necalificat în construcții 6, muncitor necalificat în alte domenii de activitate 8, ospătar 18, recepționer 4, recepționer distribuitor 5, supraveghetor hotel 1, șofer 10, stivuitorist 1 loc, spălător auto 2, sablator 3, tubulator naval 1, zidar 7, tâmplar universal 1, vânzător 1 loc și 5 locuri de vopsitor industrial. În următoarea perioadă se vor pregăti 4 cursuri de formare profesională care se adresează șomerilor înregistrați la AJOFM. Cursurile se vor desfășura la cerința operatorilor economici care au nevoie de personal pentru afacerile pe care le coordonează. Pregătim 6 cursuri de calificare-recalificare. Sunt cursuri care se adresează șomerilor înregistrați în evidențele noastre, indemnizați sau neindemnizați, astfel încât aceștia să poată dobândi noi competențe teoretice și practice în meserii pentru care există cerere de forță de muncă din partea agenților economici. Facem înscrieri pentru cursuri de calificare-calificare în meseriile de agricultor, culturi vegetale și creșterea animalelor, îngrijitor spații verzi, lucrător în comerț și femeie de serviciu 2 cursuri. Vrem să începem aceste cursuri cât mai repede posibil. Îi rugăm pe șomeri să vină să se înscrie la aceste cursuri. Iar în momentul în care grupele de cursanți vor fi alcătuite, vor începe activitățile de instruire teoretică și practică, cu accent pe partea practică, care reprezintă 2/3 din durata unui curs. Informații suplimentare referitoare la locurile de muncă vacante sau oferta de formare profesională pot fi obținute aici la sediul nostru din Bulevardul Calantei numărul 3. Pentru persoane interesate care nu au domiciliu în municipiul nostru, pot merge la colegii noștri din Orșova, Strehaia, Baia de Aramă, Vâlcea Mare și Comuna Cujmir. Șomerii, dar și toți mehedințenii interesați sunt așteptați la sediul Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă din județul nostru.